Bună ziua, mă numesc Adrian Băra, sunt șeful departamentului de mentenanță din Azu Mureș. Lucrez în Azu Mureș de aproape 30 de ani, exact ca și firma Leco Impex. Cu dânsii am început această activitate de peste 25 de ani în Azu Mureș, dacă bine mi-aduc aminte. Am început în secția MPK, împreună cu firma SKF România. De fapt, am făcut niște servicii de implementare și dezvoltare a rulmenților pe partea de reductoare. Activitatea cu Leco Impex am continuat-o ulterior în diverse proiecte, în special pe servicii, aș putea spune. Astăzi facem chiar echilibrări pe poziție la rotoare de până la 10 tone, care se face în amoniac cel puțin o dată la 2 ani. Echilibrări care le facem cu mare succes cu firma Leco Impex. Mai dezvoltăm în prezent sisteme cu transmitere pe curele. Cu curele Predator am dezvoltat atât în instalația MPK cât și în instalația Azotat. Cu succes am înlocuit fulii, am înlocuit curele. Putem spune că am redus aici și consumul de curele foarte mult. Acest lucru a avut impact foarte mare și în partea de buget, aș putea spune, al mentenanței. Cumpărăm foarte multe, pe lângă aceste servicii care le-am enumerat, cumpărăm și foarte multe produse de la Leco. Mai mult de atât, am dezvoltat împreună și partea de consignație în Azu Mureș, în ceea ce privește curele, în ceea ce privește uleiuri cu firma Total. Ce pot să mai zic de firma Leco? Este o firmă de casă, aș putea spune, după atâția ani de zile. Este mai mult decât o relație între colaboratori. Deja am ajuns la o relație de prietenie, aș putea zice, cu firma Leco. Este un susținător foarte apropiat nouă. Absolut la toate urgențele în care apelăm la dânșile astea sunt alături de noi. Sunt produse care, putem spune, sunt noi pentru Azu Mureș. Firma Leco le aprovizionează în timp foarte, foarte rapid. Este o firmă care, aș putea să spun, mă impresionează prin modul de a vinde produse și a comercializa, să zic, produse. Este o firmă care vine în spate cu un know-how. Este firma care ne bate la ușă și ne spune ce apare nou pe piață. Ne sprijină în acest domeniu extrem de mult și tocmai de aceea am dezvoltat împreună aceste proiecte. Avem proiecte noi în desfășurare cu dânsii. În special, acum pe rol este modernizarea la niște elevatoare în instalația MPK și Azotat. Cam atâta despre partea de produse-servicii. Ce mai pot să spun? E o firmă care aș recomanda-o cu plăcere și cu drag celorlalți colaboratori. Și în spatele ei, bineînțeles, aș dori să spun câteva cuvinte despre domnul Borto, care, din punctul meu de vedere, ne cunoaște de foarte mulți ani. Este un om de caracter, un om serios. E un manager desăvârșit. Chiar dacă a pornit ca inginer mecanic de jos, în ziua de azi a condus firma unde este și unde există de 30 de ani. Tocmai de aceea cred că are succes. Cred că este un prestigiu pentru dânsul, nu numai că pentru Azu Mureș, și este și pentru orașul Târgu Mureș un mare câștig. Ce pot să zic? În spatele dânsului, bineînțeles, nu este singur, este o echipă care o cunoaștem, lucrăm cu ea de mulți ani. În trei cuvinte aș putea să zic ce o caracterizează, este perseverență, seriozitate, profesionalism. În ultimul rând aș dori să urez acestei companii, domnului Borto, familiei dânsului, echipei, multă sănătate, putere de muncă și mult succes pe viitor. La mulți ani! Vă invit să urmăriți și episodul următor.